Echipa de fotbal CSM Câmpina se pregătește de un joc la înălțime, un amical cu Petrolul Ploiești. După meciul din weekend cu echipa din Bănești, jucătorii intră pe teren mâine cu echipa de primă clasă. Noi jucăm cu echipa întâia, cea de Liga întâia, Petrolul Ploiești. Așteptăm cât mai mulți suporteri, cât mai mulți spectatori să vadă și echipa județului nostru Petrolul și să vadă și copiii noștri cum se mișcă, chiar și noua noastră achiziție, atacantul camerunez Miss Blanc. Meciul are loc pe stadionul Poiana de la ora 11. Pentru suporterii care nu au mijloc de transport, clubul de fotbal pune la dispoziție gratuit un microbuz ce va pleca din zona Muntenia la ora 10 și 15. Sunt convins că o să joace cu ambiție copiii. Din păcate ne lipsește un jucător de bază, Gânju, care este plecat pentru 2-3 zile la mama lui în Spania și era de mult programat acest lucru. De ce spun că e păcat că lipsește? Este un jucător care joacă peste nivelul competiției în care ne aflăm și poate, cine știe, ar fi fost interesant de văzut chiar de staful de la Petrolul. Dacă fotbaliștii pot promova într-o echipă superioară, de ce nu? Și pentru acest an, CSM Câmpina își propune clasarea între primele trei echipe.